După ce ați adus pe lume bebelușul, trebuie să așteptăm eliminarea placentei, care este cunoscută ca a treia etapă a travaliului. Există două moduri în care puteți alege să eliminați placenta. Cu a treia etapă fiziologică a travaliului, așteptăm ca organismul dumneavoastră să elimine placenta în mod natural. Acest lucru poate dura până la o oră. Nu se administrează hormoni, așa că așteptăm ca organismul dumneavoastră să-și producă proprii hormoni care vor provoca o contracție mare a uterului. Este posibil să simțiți o presiune și nevoia de a vă apleca sau de a împinge și veți elimina placenta. Odată ce placenta este eliminată, vom prinde și tăia cordonul. Uneori se recomandă să aveți o a treia etapă activă a travaliului. Acest lucru înseamnă că vom controla în mod activ eliminarea placentei. Indicațiile pentru o a treia etapă activă a travaliului ar fi dacă vi s-a indus travaliul și ați primit hormoni pentru a vă controla travaliul sau dacă sângerați puțin mai mult decât am dori. În cazul unei a treia etape active a travaliului, veți primi o injecție în coapsă în timp ce copilul este adus pe lume. Deci, dacă vă este frică de injecții, nu trebuie să știți că ați primit această injecție. Cu toate acestea, consimțământul ar fi fost obținut înainte de administrarea acesteia. Dacă doriți, prinderea întârziată a cordonului poate avea loc în continuare cu un management activ al eliminării placentei. Dacă cea de-a treia etapă a travaliului este gestionată în mod activ, aceasta tinde să se încheie în 5 până la 10 minute de la nașterea copilului. Dacă primiți injecția de hormoni și aveți o a treia etapă a travaliului gestionată în mod activ, injecția poate provoca o stare de rău, greață și crampe destul de severe la nivelul burții și este important să țineți cont de acest lucru.